v-a rugat să faceți puțină liniște și pot să începe cu ajutorul cu Dumnezeu. Sfântul Ion Damaschin spunea despre nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos că este unicul act nou sub soare. Noi cei de astăzi încercăm să ne bucurăm așa cum știm noi cel mai bine, românii, a lăuda nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin colindele noastre frumoase, tradiționale. Spuneam și cu alte ocazii. Suntem singurul popor care colindă. Toți colindă. Și americanii colindă. Și celelalte state colindă. Dar nu au colinde care să relifeieze, să scoată în evidență nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În această seară o numesc eu duhovnicească, pentru că prin colinde nu facem altceva decât să aducem o rugăciune lui Dumnezeu. Să aducem o mulțumire lui Dumnezeu și totodată pruncului Iisus, care se naște an de an în Betleemul sufletului fiecăruia dintre noi. Și nu vreau să mugesc cuvântul meu, ci în continuare veți asculta corul de copii a parohiei noastre Izvorul Tămăduirii, care vă vor colinda așa cum știu ei mai bine. După cum vedeți, nu am făcut niciun fel de diferență, niciun fel de sortare, ci toți copiii care au vrut să colinde sau să învețe să colinde sunt aici și vreau în această seară să vă colinde din sufletul lor nobil și curat. Pentru că Mântuitorul nostru Iisus Hristos spunea acest lucru. Lăsați copiii să vină la mine, ca unora ca acestora este împărăția lui Dumnezeu. Vă mulțumesc, preacucenice părinte protopop, preacucenici părinți, pentru că sunteți în seara aceasta alături de parohia noastră și apreciem acest lucru, să fiți alături de noi în aceste momente, zic eu, frumoase, în care fiecare încercăm din sufletul nostru, din inima noastră să aducem slavă lui Dumnezeu și precum oarecând magii și păstorii cântau împreună slavă întru celei Dumnezeu, slavă întru cele lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire, așa și noi în această seară vom încerca să vă încălzim sufletele dumneavoastră cu colindele noastre tradiționale care an de an răsună în casa fiecărui creștin. Să aveți audiție plăcută! Thank you.
Foarte cunoscută, așa este și spune colinda Câmpănarilor. Vă rog să colindăm împreună toți. Yeah.
Păi vremeam vlatul lui, peste vatra satului, pe poteca de mătasă, dintr-o casă în altă casă, să ne adune bun cu bun sfânta sară de Crăciun, că mai sfântă decât toate, la mulți ani cu sănătate! La mulți ani cu sănătate! Cu siguranță, aceste colinde pe care fiecare dintre dumneavoastră le știți, v-au dus cu gândul la anii copilăriei, pe care fiecare dintre dumneavoastră a trăit în casa părinților. În continuare, vom asculta tot colinde tradiționale, așa cum v-am spus încă de la începutul acestui concert. Și rog să vină în fața dumneavoastră pe Ancuța Mateiu Berindeie, o moasă de-a noastră plecată la Oradea, dar care nu și-a uitat nici graiul, nici sportul, și în seara aceasta este alături de noi pentru a colinda câteva colinde de aici din Țara Moților, acompaniată de domnul Tinel, așa cum îl știți toți, un om cu un suflet mare, un om care a învățat multe generații și încă aduce bucurie copiilor prin felul în care lucrează cu ei. Să-i ascultăm cu mare drag în continuare. Thank you.
care vor să-L laude pe Dumnezeu în cântări și în colinde. Acum vom invita alături de noi și v-aș ruga să le faceți loc pe culoar să intre ansamblul lui Brădean, condus de coregrafa Oana Jordeș, care cred că nu mai are niciun rost de să-i prezint, pentru că știți foarte bine, sunt colindătorii ansamblului Brădeana, și totodată sunt copii care ne fac mândri chiar la nivel internațional și național la toate concursurile care participă. Și acest lucru ne face să credem că viitorul folclorului Țării Moților este asigurat de acești copii minunați. Vă mulțumim, doamna coregraf, că ați reușit să ajungeți în această seară și la noi cu colinda. Și vă ascultăm cu drag.
mulțumim din suflet pentru acest moment, eu zic, foarte emoționant pe care l-ați făcut. Vă mai așteptăm cu drag în mijlocul nostru și mulțumim o dată, doamne coregraf Oana Giordeș, că ați reușit să fiți alături de noi în această seară. În cele ce urmează, am să invit aici în mijlocul dumneavoastră pe doi tineri, care mie personal mi-s foarte dragi. Este vorba de soția Ilie și Nicoleta Antonella Alt, care vă vor încânta câteva colinzi frumoase. Thank you.
mesele să fie întinse și încărcate cu bucate, să trăiți în sănătate și în unire și în cinstire, că ne-ați dat adăpostire. La mulți ani cu sănătate! Vă mulțumim, cinstite! Acum va fi din locul nostru, așa cum îmi spun, îmi place mie să-i spun, rușca nostru, al țării moților. Avem noi un rușcă și el se numește Andrei Sicoie, este de la Subundor. Cu siguranță, majoritatea dintre dumneavoastră îl cunoaște deja, a avut mai multe apariții și aici la noi, la Sfânta noastră Biserică și în oraș, este pe lângă un colindător adevărat și un patriot adevărat care simte și trăiește în același timp românește și simte că cria lui este România și că aici trebuie să trăiască și să-și desăvârșească viața lui. Să-l ascultăm cu drag. Thank you.
invitați în noaptea de Crăciun să mergeți să vă colindați rudele, familia, prietenii, ca să ducem mai departe acest aminte de casa părintească. În momentul când ascultăm aceste colinde,
ne aducem aminte fiecare dintre noi cum ne-am petrecut copilăria în casa părintească. Aș vrea să invit acum în cele ce urmează lângă noi două tinere speranțe, spun eu, ale folclorului moțesc. Sunt două tinere de aici din Câmpeni, pe care mulți dintre dumneavoastră cred că le cunoașteți. Este vorba de Diana și Andreea Joldeș, care vor fi acompaniate tot de domnul tiner. Și vă rog să le primiți cu aplaude, să le piacă și emoțiile, să le ascultăm cu ea. Bună veste, bună zorile, roile.
Când vorbeam de acest concert, în urmă cu două săptămâni, când am anunțat în Sfânta Biserică, vă spuneam de o surpriză. Și această surpriză o să o vedeți chiar în momentul acesta. Sunt corul parohiei Zborul Tămăduirii cei mai mari. Adică sunt familii care ți-au jertfit timpul la repetiții să readucă în sufletele dumneavoastră colindul de odinioară. Sperăm să vă și facem să înțelegeți acest lucru prin colindele pe care le vom colinda în continuare. Îi invit alături de mine pe cei care în seara aceasta vor colinda în fața dumneavoastră. Sunt oameni ai orașului Câmpeni care cu toată dragostea au venit în această seară să vă colinde. Minune, pe Iisus.
Veniți la Biblia,
Long venit.
liniște lângă cei dragi, veste bună dispre mari. La anul și la mulți ani! Și având în vedere că anul acesta în Patriarhia Română este anul comemorativ al satului românesc, al primarilor gospodari, al preoților gospodari, m-am gândit să încheiem așa cum se cuvine cu colindul moților, așa cum spunea cineva ieri când făceam. Și vă rog, care dintre dumneavoastră știți să cântați cu noi? Este vorba de cântarea patriotică așa de cunoscută de fiecare dintre noi din Țara Moților, Noi am venit. Marele praznic al nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Când fiecare suflet vibrează, sau dacă nu vibrează, ar trebui să vibreze la unison cu Hristos. Pentru că, așa cum spunea Sfântul Nicolae Cavasila, și cu acest cuvânt îmi și închei acest concert din seara aceasta, prin venele fiecărui creștin adevărat, vibrează sângele pe care Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, l-a vărsat pe crucea Golgotei. Dumnezeu să ne ajute să vă dea sărbători binecuvântate, pline de lumină.
Vreau să mulțumesc preacucernicului părinte Protopop că în seara aceasta a fost alături de noi, preacucernicilor părinți, oficialităților locale, domnilor primari de la Sohodol și de la Câmpeni, care, iată, s-a alăturat grupului nostru de corindători și acesta este un semn că creștinii adevărați întotdeauna se adună aici în biserică și laudă pe Dumnezeu așa cum spuneam. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și bunul Dumnezeu să vă ajute să vă binecuvinteze, să vă dea har și pace de la Împăratul Luminilor. Amin. Dumnezeu să vă ajute!